Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EuropaFM. Petrecere pentru angajații grădinii zoologice cu ocazia anului nou. Deci nu era de Paște. Au servit tradiționalele sarmale mexicane, adică burrito cu carne de capră pigmee tocată. Da, apare nu doar caprele au sfârșit înainte de vreme anuală la această grădină zoologică. Inventarul, deci ăsta mânca inventarul. Inventarul zice că la grădina zoologică Zoocilpan ar fi trebuit să fie 10 capre pigmee și 520 de animale din 89 de specii diferite. 4 au fost făcute grătar, însă o anchetă ulterioară a arătat că directorul Noriega a vândut unor persoane private și o zebră și 4 vite vatusi. Ce aveți azi? Proaspăt. Vă dau o zebră. Vă dau o zebră bună. Vă lingeți pe degete. Da. O să vă întoarceți la mine, da. Vă spun. Am o zebră de mangalița. Da. Directorul, în apărarea lui, susține că totuși nu le-a vândut pentru mâncare sanchi, ci că ar fi trebuit să primească în schimbul lor 3 căprioare și niște unelte. Exact, vânat. Da, alta e. Deci vă dau zebră, ce oferiți? Căprioară, mâncați. Da, vă dau căprioară sălbatică, nu de asta crescută în captivitate. Oricum, da. Cu caprele pitice, cred că a fost spontană afacerea. Crezi că i s-a făcut poftă? Da. Păi dacă ai zis că de Réveillon, cred că s-au îmbătat și au zis, băi, adă-mă 2 capre pitice să facem când vreau să facem la jar. Și când am văzut ce mi sunt, hai mai adu 2. Să dăm drumul la grătar. Da. Facem la ceun. Facem și noi o pomana capre. Din capre n-alegi mare lucru. Am pomana capre. Capre nu alegi. Nu știu, mă, că n-am mâncat capră prea des. N-ai mâncat capră niciodată? Am mâncat, da. Am mâncat mai degrabă ied. Nu știu dacă am mâncat capră. Da, mă, ied. Vai de situația lui. Are foarte puțină carne, nu? Da? Și atunci îți dai seama. Am mâncat, mă, tocană de măgar. Am mâncat într-un loc în Italia. Bun? Serios? Măgarul? Da. Mi-a fost milă de el, săracul, da, nu merita. Sună prost, da, e bun? Da? Era bun, da. Da, a doua oară n-aș mai mânca. Bun, revenind. Deci domnul Noriega a spus că el trebuia să primească 3 căprioare și niște unelte, însă poliția a stabilit că oricum ăsta ar fi fost un schimb inechitabil, deoarece căprioarele erau mult mai ieftine în comparație cu zebra și vitele vatusii. Și nici uneltele nu cred că erau cine știe ce. Erau de alea luate de la supermarket. Și oricum inventarul continuă. Deocamdată cel puțin 14 animale sunt date dispărute. Ia zice. Printre care un jaguar. Așa. Din jaguar cred că au făcut o hăinuță ceva. Un pui de papagalara. Săracu. Și un coiot. Coiotul și jaguarul, zic eu, că atentau la caprele pitice, stricau socoterile angajaților și ai, băia, hai, l-a furat. Ce servim azi? Un papagal. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EuropaFM.